plățile cu cardul bancar sunt tot mai des utilizate de moldoveni. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ioniță, în ultimele 12 luni, cetățenii au plătit cu cardul procurări de bunuri și servicii în valoare de aproape 64 de miliarde de lei. Ioniță susține că ponderea plăților cu cardul s-a dublat doar în ultimii 2 ani. Dacă în 2020 cu cardul au fost achitate 15% din procurări, acum plata electronică a ajuns la nivelul de 30%. Dacă înainte noi scoteam cam 99%, acum cam mai puțin de 2-3. Deci, practic, noi degrabă ajungem că 40% din toți banii pe care primim pe carduri bancare să ne achităm cu el și nu scoatem numerar. Deci, încet, încet, cetățenii noștri migrează de la plata în numerar la plata cu cardul bancar. Potrivit lui Ioniță, moldovenii achită cel mai des cu cardul bancar bunurile achiziționate peste hotare. În Republica Moldova, posesorii de carduri achită facturile, impozitele și alte servicii. În 2023, volumul total, sumărimea, dimensiunea pieței a ajuns la aproape 170 de miliarde lei, în creștere cu 25 de miliarde lei față de anul precedent. Dacă observați, e o creștere spectaculoasă, însă mai mică decât în 2022. Dacă ne uităm după structura pieței, vedem, cel mai mare sunt cardurile moldovenești cu achitarea Moldova, 80% sau 135,6 miliarde lei. Doi sunt cardurile moldovenești, cardurile străine cu achitare Moldova 19,2 miliarde lei sau 11% și în sfârșit cardurile moldovenești cu achitarea peste hotare. Potrivit lui Ioniță, în 2010, cetățenii Republicii Moldova au făcut achitări cu cardul de 1,1 miliarde de lei, iar în 2023 cifra a ajuns la aproape 64 de miliarde de lei. Potrivit datelor statistice, în ultimii ani, în Republica Moldova se atestă și o creștere a comerțului online, considerat cea mai dinamică piață. Deși în 2020 volumul achizițiilor în mediul online era de aproape 17 miliarde de lei, anul trecut aceasta era estimată la aproximativ 40 de miliarde de lei.